Copreședintele Alianței Liberalilor și Democraților, fostul ministru al agriculturii Daniel Constantin, a fost prezent la Slobozia la conferința de lansare a candidaților ALDE Ialomița la alegerile locale din 5 iunie. În prezența membrilor de partid, a simpatizanților și candidaților, Daniel Constantin a adus în discuție potențialul agricol de care dispune Ialomița, care trebuie valorificat, precum și măsurile benefice luate de fosta guvernare din care a făcut parte. Președintele ALDE Ialomița, Aurelian Ionescu, a precizat că echipa ALDE va face politica cetățeanului, cele mai importante priorități fiind accesul populației la servicii publice demne de secolul 21 și sprijin pentru agricultură. Ce vrem să facem, ce ne propunem, în linii mari, echipa ALDE Ialomița vrea să facă o altă politică, o politică pentru cetățean, o politică care să țină cont de agenda comunității și nu o politică pentru interese de partid, o politică pentru interesele unor grupuri de interese care de multe ori au făcut rău României în ultimii ani. Ca și priorități în programul nostru de guvernare pe care îl propunem, aș vrea să vorbesc rapid de două, să reamintesc două. Ne propunem ca până la finalul acestei legislaturi locale, până în anul 2020, fiecare gospodărie, fiecare casă din județul Ialomița să aibă apă curentă potabilă la robinet, pentru a deveni un județ al secolului modern și a ne îndepărta de umbrele trecutului. A doua chestiune care o propunem și este un proiect pe care chiar domnul Daniel Constantin, în calitate de ministru, l-a susținut foarte mult. Este un proiect ce convine și este necesar pentru agricultorii din Ialomița, de fapt ei fiind cei care aduc plusul în economia ialomițeană. Vă reamintesc, județul Ialomița este al doilea județ ca importanță în agricultura României. Alegerile locale din data de 5 mai sunt foarte importante în contextul politic pe care îl traversează astăzi România. Și aici mă refer la guvernarea pe care o avem astăzi și care, din păcate, așa cum vedeți, și aici cred că se vede cel mai bine, județul Ialomița nu performează. Spun în județul Ialomița, pentru că s-a pronunțat foarte bine domnul deputat mai devreme, domnul președinte, județul Ialomița a fost atâta timp cât a fost ministru al agriculturii și este și acum unul dintre cele mai importante județe din punct de vedere agricol pentru România. Și dacă vreți să facem dacă dumneavoastră faceți o analiză a guvernului, sigur că primul gând pleacă în zona aceasta a agriculturii și vă faceți o imagine foarte clară asupra modalității în care suntem guvernați astăzi. De ce fac referire la aceste lucruri? Pentru că, din punctul meu de vedere și numai din punctul meu de vedere, alegerile din 5 iunie nu reprezintă doar o alegere pe care o facem pentru administratorul de la nivelul municipiului, de la nivelul orașului, de la nivelul comunei noastre, reprezintă întoarcerea la normalitate, la un guvern politic care să poată să fie tras la răspundere de către dumneavoastră, de către cetățeni. Care este situația de fapt? Avem un guvern de tehnocrați pe care dumneavoastră nu l-ați votat niciodată și care astăzi ia măsuri fără să fie răspunzător din punct de vedere politic în fața dumneavoastră, așa cum sunt oamenii politici. Suntem într-un județ în care Partidul Social Democrat e un partid puternic. Vreau să vă spun și dumneavoastră, au fost partenerii noștri, sunt punctual la nivel de Parlament partenerii noștri. Vreau să le mulțumesc și dânșilor aici pentru că am guvernat bine împreună. Ca ministru al agriculturii am luat câteva decizii care cred eu că au făcut bine sectorului, în primul rând reducerea TVA la produsele alimentare. Mă uitam pe primele cifre ale anului 2016, vânzările, nu numai că avem încasări la bugetul de stat mai mari cu un TVA mai mic, nu numai că au scăzut prețurile, dar vânzările au crescut cu 27,9% în primul trimestru, față de același trimestru anului trecut. La alegerile din 5 iunie și la alegerile din noiembrie, nu o să mai meargă doar cu vorbe. Nu o să mai meargă doar cu proiecte pe care le scriem sau nu le scriem pe o hârtie. Unele le-am scris, altele le-am uitat. O să meargă doar cu fapte. Printre proiectele candidatului ALDE la primăria municipiului Slobozia, avocatul Ionel Gaie, se regăsește atragerea investitorilor în vederea generării locurilor de muncă. Vreau să vă spun că sunt destul de pregătit pentru această luptă și chiar vreau să vă arăt că o să merit încrederea pe care mi-ați acordat-o până acum și probabil că mi-o veți acorda și în continuare. Vreau să vă spun că sunt la curent cu toate problemele municipiului. Sunt probleme urgente care trebuie luate imediat după ce se vor termina aceste alegeri. Și sunt probleme de viitor care
noi le avem în vedere și vrem să avem proiecte frumoase pentru a realiza din Slobozia o Slobozie prosperă, o Slobozie curată, o Slobozie frumoasă, așa cum vrem cu toții. Știm că înainte de 90, Slobozia era foarte vizitată și căutată de mai toată lumea. Eram un centru. Îi aprovizionam în special cu alimente de toate genurile. Acum noi, Slobozia, căutăm investitori. Noi suntem cei care căutăm să atragem oameni să vină alături de noi și pentru asta eu vă promit că voi găsi soluțiile necesare, soluțiile adecvate ca să atragem acei oameni care să vină, să creeze locuri de muncă și, în final, să realizăm acest obiectiv de a avea un municipiu, o reședință de județ, într-adevăr, așa cum prevede și cartea.